Mana cartofului este o boală care poate produce mari pagube atât în culturi cât și în depozite. Originară din America de Sud, boala este prezentă și în Europa din prima jumătate a secolului XIX, având de-a lungul timpului consecințe dezastruoase. Colegii mei au pregătit un material cu mai multe detalii pe baza informațiilor oferite de specialiștii de la cotidianul agricol. Mana cartofului reprezintă unul dintre cele mai mari pericole pentru culturile de cartof. Produs de o ciupercă, patogenul apare în culturi, însă se transmite și în depozite, atacând toate organele plantei. Apărută pe continentul nostru în jurul anului 1830, boala a cauzat de-a lungul timpului mai multe epidemii în țări precum Statele Unite, Belgia, Olanda, Franța sau Anglia. Mana cartofului este însă la fel de periculoasă și în zilele noastre. În România este cea mai răspândită boală în culturile de cartof, producând mari pagube în regiunile de deal și munte, cu precădere în anii în care verile sunt ploioase și răcoroase. Cauzele apariției bolii sunt numeroase. Vremea ploioasă, rotația necorespunzătoare a culturilor sau folosirea tuberculilor infectați pe post de sămânță. De asemenea, patogenul mai poate apărea atunci când culturile Cultura de cartofi nu este tratată cu fungicide eficiente. Pagubele produse de mana cartofului pot fi însemnate, în funcție de momentul producerii atacului, de condițiile meteo și de sensibilitatea diverselor soiuri. Dacă sunt luate măsuri de prevenire din timp, însă, daunele pot rămâne nesemnificative.